și economia a fost recuperată foarte greu, s-a recuperat foarte greu. Lecțiile pe care am aplicat în 2020 au dus la o revenire a economiei, cea mai rapidă revenire. Așa propun și acum măsuri prin care creștem veniturile tuturor românilor, pentru că vă spun că va fi complicat, eu am văzut tot fel de discuții în spațiu public, dar va fi complicat pentru Partidul Național Liberal să susțină o măsură care va crește veniturile doar în sectorul bugetar. Spre imposibil. De aceea ideea este să ne gândim la o soluție pentru a crește veniturile tuturor românilor și celor care lucrează la caserie în supermarket și au lucrat în toată această perioadă de pandemie și celor care lucrează pe șantier și celor care lucrează în tot fel de companii unde se fac componente pentru export, etc. Tuturor angajaților din România, dacă vrem să-i ajutăm, aceasta este o soluție, aceea de a reduce contribuțiile. Dar nu vor scădea cealaltă, în caserele la buget? Un secundă. Cealaltă variantă a fost demonstrată deja în 2016, dar și când au scăzut, de la 1 ianuarie a fost scăzut TVA-ul de la 24 la 20, inflația, rata inflației a scăzut cu aproximativ 4 puncte procentuale. Deci dacă vrem să ajutăm rata inflației, noi punem pe masă această soluție, o soluție foarte bună, și scade imediat rata inflației, deci aceea prin reducere TVA. Acum eu știu că întrebarea va veni sursa de finanțare. Foarte simplu. Avem 14 miliarde de euro gratis de la Uniunea Europeană. Mai avem încă vreo 14 din împrumuturi cu 0,15. Toți acei bani sunt pentru investiții. Deja avem acești bani din PNRR, deci unii gratis, alții la dobândă aproape zero, plus bani din fonduri europene. Deci resurse la buget sunt. Când am construit bugetul anul trecut, deja aveam simulări pentru a reduce contribuțiile începând cu acest an, până în 2024, pentru că știam deja că vin resurse. Deci nu este o idee nouă, nu este ceva care n-a fost calculat, a fost luat în calcul și se poate implementa. Repet, scopul este acela de a ajuta pe toți românii care astăzi lucrează în România, nu doar pe cei din sectorul bugetar. Veți solicita prezența ministrului? Le-ați discutat cu ministrul finanțelor sau le veți discuta în prima ședință a coaliției? Dumneavoastră veniți cu niște propuneri, dar ele trebuie să fie materializate, discutate cu cine? Veți cere să fie prezent și ministrul finanțelor la următoarea ședință? Deci, acestea am spus că au fost propuneri din partea unui economist care a trăit și crezut în 2008 și care a rezolvat criza din 2020 foarte bine, avem cea mai bună creștere economică. Acum, dacă opiniile acestui economist sunt ignorate, cred că trebuie să ne asumăm răspunderea pentru ceea ce urmează. Eu vă spun, da, bineînțeles că vom discuta și în coaliție, vreau să văd ce propuneri vin la Ministerul Finanțelor, în primul rând, și apoi vom vedea dacă aceleași propuneri care ajută sau nu ajută, dar, repet, din punctul nostru de vedere, orice propunere vine doar pentru a crește veniturile în sectorul bugetar, este aproape imposibil să fie acceptate de Partidul Național Liberal. Trebuie să fie propuneri care ajută pe toți românii, pentru că toți trec prin această perioadă dificilă și noi, în Partidul Național Liberal, ne gândim la toți românii. Ar putea fi redus TVA-ul la zero pentru alimente? Comisia Europeană va vota săptămâna aceasta nou regulament privind cotele de TVA. În România s-ar putea aplica această măsură. Socialdemocrații o susțin, au propus-o la începutul anului. Acum vedem că și Comisia Europeană ne dă undă verde pentru această măsură. Ca principiu, pentru că aici Comisia Europeană are mesaje câteodată pe care trebuie să le luăm în context. Deci, ca principiu, noi vrem să nu creăm mai multe tipuri de TVA. Deja avem în România trei tipuri de TVA. Dacă ne gândim, putem să ne gândim la o reducere a TVA-ului și de la 19 la 17 și de la 9 la 7 și apoi, bineînțeles, pentru alimente la 0. Sunt mai multe variante, dar eu mă gândesc că trebuie să ajutăm pe toată lumea, nu doar un anumit sector din economie. Și dacă vrem să reducem TVA, atunci trebuie să luăm o măsură care să reducă TVA-ul pentru toată lumea, nu doar un sector. Cât ar reduce rata inflației, o scădere a TVA, dacă ați făcut și calculele? Așa cum am spus, de la 24 la 20 a redus cu 4 puncte procentuale, de la 19 la 17, exact, sau dacă reducem în medie cu 2 puncte procentuale, va reduce inflația cu 2 puncte procentuale și atunci nu vom fi peste 10%. Și nu există riscul ca după această scădere inflația să crească din nou, fără alte măsuri? Nu văd cum ar crește din nou fără alte măsuri, dar există Banca Națională care are nevoie de ajutor în acest moment și ăsta este un ajutor pe care l-am dat băncii naționale în lupta cu inflația. Atât timp cât vei menține deficitul bugetar sub control, alte presiuni nu există pentru inflație în economie. Ministrul Finanțelor și președintele PSD au redeschis subiectul cotei unice. Știm că este o temă pe care ați discutat-o și la momentul în care s-a format această coaliție de guvernare. E loc de discuție în coaliție pe modificarea cotei unice? Nu, discuția este mai simplă.
Noi nu vrem un sistem fiscal care să crească impozitele pentru niciun român. Astăzi e bineînțeles că avem un TVA la 19, un impozit pe venit, dacă pe care îl plătesc toți, la 10%, un impozit pe profit pe care îl plătesc toți. Deci noi suntem de acord cu un sistem care nu va crește impozitele în această guvernare, impozitul marginal, oricare ar fi el, pentru niciun român care muncește astăzi în România, mai ales în această perioadă dificilă. Iar în același timp, dacă reducerea de taxe scade inflația, vă dați seama că o creștere de taxe aduce la o creștere a inflației, deci ar fi contraproductiv. Mai mult, asta ar însemna o creștere de taxe și o frână a economiei când de fapt ai nevoie să crească economia. Deci eu cred că discuția despre creștere de taxe o pot face doar cei care... Fără taxe noi introduse în această perioadă, spune președintele PNL Florin Câțu, care vine și cu propuneri în ceea ce privește reducerea TVA de la 19 la 17% sau de la 9 la 7% în cazul anumitor produse de bază, ar trebui să reducă inflația cu aproape 2% și să o țină sub 10%.